bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Strugari, convocată prin dispoziția primarului numărul 53 din 28 ianuarie 2022. Suntem în prezența majorității consilierilor locali care alcătuiesc Consiliul Local Strugari. Suntem statutari. Aș vrea înainte de toate să punem la vot procesul verbal al ședinței din data de 11 ianuarie 2022. Dacă sunteți de acord cu forma prezentată, mulțumesc. Primul proiect de hotărâre pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință. Mandatul domnului Trofim Pavel s-a expirat pe data 1 ianuarie și pentru următoarele 3 luni, februarie, martie, aprilie, trebuie să faceți propunere pentru alegerea unui președinte. Domnul Trofim. Propunerea pentru următoarele 3 luni ca președinte de ședință fie doamna Geria Canica. Sunteți de acord cu propunerea făcută? Doamna Canica, vă invităm aici lângă noi să preluați conducerea ședinței de Consiliu, să vă mânăm hârtiile, să prezentați ordinea de zi și să ne asistați în toate, bineînțeles, la ordinea strânișteia ședinței de desfășurare. Sunteți? Deschidem ședința de astăzi, 11.2.2022, cu următoarele proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, aprilie și... atât. Și mai, cred, nu? Nu. Februarie, aprilie. Am pus licență. Adică inclus și martie. Martie și aprilie, da. Da, proiecte, 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării călătoriei pe mijloacele de transport ale cadrelor didactice pe luna ianuarie 2022. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022. La 4. Avem întrebări, interpelări diverse. Mai avem niște proiecte în afara ordinii zis. Întrebați pe domnul primar. Dacă mai sunt alte. Dacă mai sunt proiecte, în afara discuției de pe întrebări de domnul primar. Da, mai avem un proiect de hotărâre privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru vehiculele și utilajele din dotarea parcului auto a primăriei Strugari. Și, au în vedere, o solicitare de clarificări pe Angel Salegni. Modernizare drum, proiect de hotărâre prin modernizare drum comunal DC 197, km 0925, 2 plus 850, Strugari, Comuna Strugari, județul Bacău. Și mai avem un proiectel pe Adis. Da, da, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide din județul Bacău. Deci astea sunt 3 suplimentare. Supunem la vot ordinea. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este împotrivă, cine se abține, respect cu toată lumea. Primul proiect cu președintele s-a ales, îl rugăm pe domnul primar la proiectul 2, deci hotărârea depărtării hotărârii pe mijloacele de transport a cadrelor de dat, ce să ne prezinte. La proiectul de hotărâre numărul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic la școala gimnazială Strugari pe luna ianuarie 2022, care este în sumă de 2644 de lei. În dosar, cum ați văzut, pe comisie există cereri la fiecare și decontarea cum s-a făcut pe kilometru consum 7,5 sau pe bonuri de transport. Dacă sunt discuții. Sunt discuții la acest proiect, dacă nu, să punem la vot.
Se abține cineva? Deci, la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe 2022. La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2022, având în vedere dispoziții legii 315 pe 2021, adresa 86 din 05-01-2022 de la AJPP Bacău, precum și adresa 3288 de la Consiliul Județean Bacău, implicit raportul compartimentului de aprobare a primarului, avizul Comisiei de Specialitate, proiectul de hotărâre privind la articolul 1, propunerea pentru aprobarea bugetului local pe anul 2022, care cuprinde la parte de venituri suma totală de 9.826,5 lei, iar la parte de cheltuieli suma de 10.076,50 lei. Există o diferență dintre venituri și cheltuieli. Aici se regăsește suma din ce a rămas pe anul trecut necheltuit. E vorba de acei 250.000 de lei. Veniturile bugetului local în sumă de 9.826,5 lei se consum după cum se compun după cum urmează. La impozite și taxe pe proprietate 268 de lei. Mii lei. Impozite și taxe pe bunuri și servicii 83.000 de lei. Alte impozite și taxe fiscale 3.500 lei. Venituri din proprietate 44.000 lei. Vânzare de bunuri și servicii 197.000 lei. La punctul B, sume defalcate din TVA 1.039.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 1.298.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri 224.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit 215.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 430.000 lei. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 400.000 de lei. La punctul, la punctul subvenției 5.625.000 lei. La articolul 3, cheltuieli. Unde se vor duce bani? Pe administrație, salarii, cheltuieli materiale, investiții. La salarii 1.060,5 lei. La cheltuieli materiale 481,5 lei. La investiții 269.000 lei. Pentru asistență socială 165.000 lei. Este partea pe care noi, aici este prinsă partea pe care noi, Consiliul Local, ori împreună cu Consiliul Județean, onorăm acele cheltuieli pe asistență socială pentru instituții oamenii care sunt în centrele de bătrâni. La ordine publică și siguranță națională, e vorba de salarii, cheltuieli materiale 117,510.000 lei. La învățământ, cheltuieli materiale 237.000 lei. La asistență socială 4.000 lei. La burse 42.000 lei. La investiții 1.785.000 lei. Pentru culte 30.000 de lei. La asistență socială este vorba de toți acei care sunt pe asistență socială și cum sunt cu salarii. 697.000 lei. Indemnizații 216.000 lei. Ajutor în încălzire 45.000 lei. Aici la 7002, unde scrie iluminat normal, am modificat locuințe și dezvoltare publică, așa se cheamă practic capitolul. La cheltuieli materiale 143.000 lei, iar la investiții active fixe 4.280.000 lei,
Aici este vorba de apă, canal și tot ce este pe PNDL, plus tractor. La salubritate, 7402, cheltuieli materiale 201.000 lei. La transporturi, cheltuieli materiale 213, investiții 67.000 lei. La articolul 4 propun stabilirea sumei de 165.000 lei, așa cum este prins în 5602 la punctul 2 din cheltuieli, pentru transferul din bugetele locale la instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, sumă necesară pentru achitarea cofinanțării. La articolul 5 propun acoperirea deficitului bugetar repartizat la cheltuieli de capital de 250.000 de lei ca exigent bugetar. Vă spuneam că era diferența aia de la început dintre suma care vine la venituri și cheltuieli. Disponibil la 31.12.2021, după cum urmează. La capitolul locuințe servicii, la 7.02, unde v-am spus că era iluminat prin și am modificat, se modifică la locuințe servicii și dezvoltare publică suma de 250.000 de lei. La articolul 6 propun aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Bineînțeles cu modificările care le veți spune dumneavoastră prin amendamente. Anexat aveți și împărțirea pe trimestre, așa cum a fost transmisă pe cei de la finanțe și de cei la Consiliul Județean. Programul de investiții l-am prezentat pe comisii. Acum, dumneavoastră, prin cuvântul dumneavoastră, dacă aveți amendamente de făcut, vă rog. Eu am rămas amendamentul valabil cu repartizarea a câte 25.000 de lei pentru fiecare școală din satul Nadișa și satul Cetăția pentru conservare, dar de la cei 100.000 de lei pentru dispensarul care vrem să-l achiziționați din nou de la medicul de familie. Dar am avut o propunere de un primar la legat de mașină. La mașină acolo văd că aveți 90.000 de lei. Lăsați 10.000 și restul cheltuiți-i pe drum pentru că starea drumurilor în satele unde s-au săpat pentru canalizare este deplorabil total. Nu atât oamenii până încât în glori. Nadișa, Cetățuia și nu cred că e timpul necesar să faceți asemenea investiții. Și aș mai fi avut o înmulțire dumneavoastră. 5 miliarde pentru școala de la Petricica, 5 miliarde pentru grădiniță, iar restul de 7 miliarde 850 milioane, pe ce se va cheltui pe investiții la școală, la învățământ? Unde? La care punct? Capitolul la aia 75.000? Nu, 178.500. Deci 17 miliarde 850 milioane investiții la învățământ. La capitolul cheltuieli. Vorbesc în miliarde vechi, că așa vorbim în lei, nu se înțelege. La cheltuieli te referi aici? Da, la cheltuieli. Da. La după bursi, 42.000 de lei. Da. Doresc bursele pentru elevii care au învățământ, au un lucru la învățare, sociale sau... Restul, nu mă interesa investițiile astea destul de mari. Da, pe investițiile la școală, atât... Că bănuiesc la școală ați primit centralizat. La școală pe școala Petreșica, cât și la grădiniță. Ele sunt prinse ca investiții pe învățământ pentru la nivel de școală și cu total ce mai este de cheltuit până la finalizarea investiției, cât prevede proiectul. Dar nu se termină astfel în anul ăsta. Nu se termină, dar dacă se termină, noi avem prins în buget total sumei în ceea ce vreți investițiile cele două, dacă celor două obiectivi. Este foarte, foarte, foarte rapid și el încheie lucrarea. Ce faci? Da.
Tu trebuie să l-ai prins ca și sub. Deci e vorba de proiect? Banii ăștia nu i-am. Banii ăștia nu i-am. Banii sunt veniți pe contracte la PNDL, de la Programul Național de Dezvoltare. Și valoarea proiectului. Și valoarea ce proiectului. A rămas de executat și el de poate, el poate să fie și mai puțin. Asta înseamnă că vom avea bani mai mult la dispoziție, în cazul în care nu în se cazul care se execută și se finalizează lucrarea. Și în cazul în care nu se execută, avem bani să cheltuim și pe altceva. Dar nu i-am eu, nu-s banii mei, banii țării. Care se decontează pe măsură ce efectuie a Ministerului Dezvoltării. E bugetul comunistului la dumneavoastră. Diferența de 7 miliarde 850 milioane. Ce ați prevăzut? 20.000 de lei la Biserica, 200 milioane la școală la Rătitiș. Dar restul... Deci toți avem proiecte, da? Și sunt finanțate. Noi, suntem, la 7 noi suntem obligați să le prindem în buget. E posibil ca noi să fie suma necesară nu de 1780, să fie de 2500 la sfârșit de contract. Pe măsură ce evoluează prețul și activi investiții de activi fixe la iluminat, 4 miliarde 280 milioane, IRE, punerea în funcțiune a unui iluminat public eficient sau Nu. Aici, încă o dată, la iluminat acolo 7002, de fapt, noi am scris greșit. Îi face parte și iluminatul, înțelegi? Dar oricum, eu nu se dămân niciodată cu bugetul ăsta care mi se explică. Eu aș fi avut detaliat fiecare ramură, mergem cu fiecare ramură, dar e tot așa în bloc. Eu sunt de acord, sunt cu siguranță că banii ăștia avem nevoie. Deci capitolul e iluminat. Dar parte din iluminat, nu mai vreo parte, e numit capitolul ăla iluminat. Dar el e ceea ce înțelegi că se investește în iluminat public 4 miliarde. Nu. Aici tot e apă, canal, tractor, toate proiectele care sunt în curs de desfășurare. Și din tot 4 miliarde rămâne pe iluminat o sumă... Apă, canal și tractor, atâta e aici. Deci numai titulatura e iluminat, dar numai apa, canalul și tractorul. Deci aia 4 miliarde 280 de milioane. Cred că trebuie să redefinim acum, capitolul. Dacă te uiți la venituri proprii, la prima, pe prima pagină, da? E 1640,5 lei. Când adune astea din venituri proprii, numai ce scrie la prima rubrică, îți dă 595,5, practic. Dar în buget, acum, e prins și toată chestia asta, încă ceea ce primești de la ca venituri din TVA sau din cotă parte din impozitul pe venit la nivel de județ. Dar uite, eu sunt întreb, o să întreb tot venit. Eu aș propus colegilor ca amendamentul să ia de la autoturism măcar 50.000 de lei, să rămână 40.000 de lei. Că bănuiesc că o să se ia în rate. Primăria Comunului Sfânt, dacă o să achiziune, nu poți să autoturism 20.000 de lei. Noi acum la autoturism nu că am sărit-o fără să... Dacă i-ar fi să... beneficiem de cei de la mediu, de niște vouchere, ne-ar conveni să o achiziționăm. Dacă nu sunt pe vouchere, nu vrem să achiziționăm, că se face prea mult. Și eu am mai spus și data trecută, am spus și domnului secretar în mod particular, aș prefera unul second hand de 2.000 sau de 3.000 de euro ca să te poți deplasa, că nu stau în mașină. Asta e părerea domnului primar. Deci părerea mea este că trebuie luat autoturism nou. Conform prevederilor legale, primăria are nevoie de autoturism, primăria trebuie să deservească de mașină, iar un conducător de unitate trebuie să aibă mașină. De drumuri, da, este domnule. Nevoie de este. Banii călbiți în altă direcție. Este, dar să știți că au fost nevoie și de mașină și n-au avut ce să deplasăm. Numai cu mașină de personal. Și să știți că lumea a fost schimbat, funcționarii s-au schimbat, oamenii nu mai credeți cum sunt. Și nu au și luăm o mașină, dacă o să luăm. Viorel, dacă o să luăm, deci dacă o să luăm, o să aplicăm și noi ca toată lumea rabla. De anul ăsta sunt două vouchere care pot fi complementare, pot fi adăugate, îți scade din valoarea de achiziții 12.500 de lei. Și vii cu partea ta, care legea ți impune, nu poți să faci și mai mult de 18.000 de euro. Nu se poate, legea e permisivă, legea spune foarte clar. Ei ca OAT, dar maxim 18.000 de euro din care scazi voucherele astea, te limitează, nu poți să iei mașină de 50.000 de euro, nu-ți dă voie legea. Nu poți să depășești mai mult de 1.600 cm3, nu poți să folosești mașină decât dacă nu ai alte mașini în parcul auto, dacă ai alte mașini în parcul auto, trebuie să te duci pe poliție locală, sunt niște prevederi legale foarte stricte. Noi am spus tot aparatul funcționare, domnul primar a spus că e bine o mașină second hand. Nu găsești o mașină second hand pe piață care să
corespunde cât de cât. Și atunci cea mai bună soluție, ce au făcut toți colegii noștri din tot județul Bacău, cumpere o mașină ca oamenii și o întreții, ai grijă de ea și o ai. Dar vedem, nu e, nu, dacă nu ne aplică voucherile... Una la mână și Viorel, domnul Hanganu, o mai spus încă o vorbă, că doar se decontează. Atâta timp cât am fost primar sau Cărăușu, care a fost viceprimar, am avut mașina din partea primăriei, ce-i drept, dar noi nu am decontat niciodată un litru de motorină. Da, uitați aici, chiar eu vreau să remarc chestia asta, este unic, adică, cred, în România lucrul ăsta. Cu următorul proiect, când ajunge la următorul proiect cu carburantul, și acolo contrazice, iar nu-i contrazice. Păi nu, păi nu, de ce. Alea sunt consumeri stabilite prin Curtea de Conturi, dar dacă te duci în proces și... Că te oblete legea pe impact cu tău auto, dar dacă te duci și verifici, vezi că în mașina aia nu s-au cheltuit niciun ban pentru 65 PRS sau 42 PRS. Oamenii și-au pus din banii lor motorină. Asta se poate verifica, chiar auditorii Curții de Conturi au spus că așa ceva nu am mai văzut. Încă, încă au impus, băi fraților, aveți dreptul ăsta legal să vă faceți coi de parcurs. Aveți dreptul ăsta legal pentru că de asta sunteți primar, viceprimar. Au rămas mirați pentru că... Vorbim de deplasare. Ați înțeles? Nu, înțeles. M-am deplasat, am beneficiat, dar să știți, dacă o să fie posibilitate, dacă aprobă voucherul, dacă APB-ul aprobă asta, o să încercăm să achiziționăm, dar numai în condițiile astea, nu altfel. Deci dacă putem aplica prevederile legale și să putem, nu sunt de acord să dai 10.000 de euro pe mașină, dar peste 10 luni s-ar putea să te duci să mai bași 5.000 de euro, să repar. Dar poate nu te țin din 10 luni. Domnul secretar, dumneavoastră este secretar, eu îl propun consiliul local ca să, să ia banii de la autoturism, să ducă pe drumuri, mă las. Deci eu am să trec aici ca pentru un amendament. Haideți să facem așa. Cine este pentru amendamentul domnului consilier Hangalu pentru a modifica din achiziție dispensar uman de la 100.000 la 50.000 de lei, iar diferența de 50.000 de lei să fie trecute? Înainte de a lua votul, trebuie să spun și eu. Deci, așa, domnul... Mi-ar nu convine ca să... folosesc mașina personală. Dar nu e vorba de asta acum. Nu-i corect, domnule. Nu-i corect. Toate OAT-urile din jurul comunei Strugari și-au achiziționat mașină nouă. Nu neapărat. Deci, e râsul curcilor ca, ca și comuna Strugari să nu avem un autoturism sau o mașină de, de servicii. Nu-i corect. Nu-i corect. Ce să ne mai punem în coate? Tot s-a adevărat, drumul de srede. Da. Ca să mergi pe drumul în care merge mașina primăriei, trebuie să mergi cu mașina mea. Așa că... Dar, domnul vice, dumneavoastră, să puteți să mergeți, o să fim o mașină primară, o mașină dumneavoastră. Eu, dacă așa vreau să fiu și oameni buni, nu mașina cea primară, cea viceprimară. Faceți distinția. Primăria nu e a primarului sau viceprimarului. Primăria e a oamenilor. Dar normal, conducătorul unității... Să o avem la dispoziție. Cum să fim așa primar? Unde ați spus? Nu a fost discuția primarului. N-a fost niciodată discuția de așa ceva. O poate conduce domnul primar. Da. Dar trebuie să avem o mașină, nu-i corect ca o... Ca domnule, încă o problemă, încă o problemă. Deci încă o, încă o problemă, de când sunt eu aici, n-am avut nevoie de un șofer să stea după mine când am mers domnul pentru... Domnule, 90 ani de primar ați avut o mașină nouă? Nu. La primă i-a strugat nimeni? Nu, domnule. Ce mai ne-a strugat? Ca toată lumea, domnule, fiecare dintre noi, la în familie sau în... fiecare s-a văzut că am avut o 65 părăsă, poate mai mult reparația decât... Nu intrați în polemică, stați cu vremurile, încerceți-vă după vremurile. Nu puneți la coași și cu asta. Da, hai să vedem amendamentele, doamna. Amendamente de la școală, dacă... Cu dispensarul și cu... Cu cele două amendamente și pentru achiziții de... Sunteți, votați amendamentul domnului Hangalu pentru de la 1 miliard pentru achiziții dispensar, să rămână 50.000 și 25 conservare la NAVI și 25 la cetățuia pentru școli? Da, se corect, aici e corect. Să spuneți, votați, cine este pentru? Noi trebuie să modificăm proiectul. Cine este pentru din Consiliul Local? Deci, toți consilierii sunt pentru amendament. O să modificăm în sensul ăsta. Doamna Sorina se abține, da? Deci facem așa, de la 100.000 de lei, o să fie 50 achiziții dispensar, și 50 o să părțim în mod legal conservare școli, cetățuia și Nadeșa, da? Da. Bun. Și avem 9 voturi pentru și 1 abținere, doamna Sorina, da?
Bun, acum, pentru achiziții autoturism, da, dotare autoturism din la amendamentul. Pentru de la 90.000 la 10.000 de lei, sunteți de acord? Să fie 50 de lei. Nu sunteți de acord. Cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Hangalu? Pentru achiziția unui mașini. Așa. Deci cine este pentru achiziția unui mașini? Da, pentru achiziția mașinii? Da. Deja deci, cine, pus. Cine a fost pentru amendament? Noi trebuie să facem amendament. Așa, să se ia bani de la mașină, să pună la drum. Am înțeles. Vot. Asta face 3 cu 6, da? Deci doar consilierii PNL sunt pentru drumul. Am înțeles, bravo. Așa, nu știu, nu mai trebuie să consilierii PNL. Dar amendamentul ăsta, să înțelegeți, amendamentul ăsta nu va trece. Nu discutați contradictoriu, vă rog. Bun, acum treceți mai departe. Dacă mai sunt alte discuții de marginea proiectului care a fost supus dezbatere. Dacă nu trecem la... Nu trebuie să-l supun la aprobare. Haideți să supunem la vot proiectul privind adoptarea bugetului local. Cine este pentru amendamentele care s-au votat? Deci câte voturi avem pentru buget? Eu o să nu abțin. Deci avem o abținere la Romandanu. Deci e vorba de aprobare cu amendamentele respective. Dar dumneavoastră că nu s-au aprobat amendamentul. De acolo vă obțineți la aprobat bugetul în totalitate. Da. Vă abțineți dumneavoastră, da? Bun. Facem așa. Domnul Hangalu Viorel se abține, da? Mai e cineva care se abține? Mai e cineva care se abține? Doamna Hangalu Adin. Bun. Și avem restul de 6 voturi pentru. Vă aduc la cunoștință, trebuia să vă spun la început. Dacă celelalte proiecte de hotărâre se votează cu majoritatea simplă, proiectul privitor la buget, la adoptarea bugetului sau alte elemente, rectificări, alte lucruri care ating bugetul local, se alege cu majoritatea absolută. Majoritatea absolută înseamnă numărul impar al voturilor consilierilor din funcții. Deci dacă noi suntem 11, dacă facem 11 împărțit la 2, îmi dă 5,5. Ca să putem adopta bugetul, înseamnă 6 voturi pentru. Majoritatea simplă înseamnă că dacă suntem 6 și 4 votează, se adoptă proiectul respectiv de hotărâre. Deci în cazul ăsta, 6 voturi pentru, proiectul trece, da? Ok. Treceți la următorul. Trecem la următorul. Întrebări. Cine are interviu? Nu avem asta. Mai avem alea suplimentare. Da. La stabilirea, proiectul trebuie privind stabilirea consumului mediu pe carburant pentru vehicule și utilajele din dotarea parcului auto a primăriei Comunei Strugari. Având în vedere referatul de aprobare, raportul de specialitate, procesul verbal făcut de Comisia stabilită pe instituția primară numărul 54, e vorba de procesul verbal care l-a făcut Comisia care a stabilit consumul, se hotărăște la articolul 1, se stabilește consumul mediu de carburant pentru vehicule și utilaje în dotarea parcului auto a primăriei Strugari, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Consumul de carburant pentru o oră de funcționare a motorului în gol este de o pătrime din consumul mediu. Consumul mediu de combustibil reprezintă cantitatea maximă a fi consumată pe parcurs efectuat în condiții normale de exploatare, dar pentru consumul, pentru sezonul de iarnă, noiembrie-martie, consumul mediu se majorează cu 15%. Consumul mediu se poate majora cu un coeficient de până la 25%, în funcție de condițiile de lucru, cu aprobarea ordonatorului principal de credit. Sunt datele pe care le prevede legea și noi le-am pus. Dar, pe lista anexă la hotărâre, observați că pentru autograder, Comisia a stabilit un consum de 23,4 litri pe oră, pentru un camion 42 litri la 100 de kilometri, pentru o mașină care sunt, sau mașinile care sunt în dotarea primăriei. Domnule, le-ai radiat 10,5, pentru multicar 25,4, pentru Volkswagen ăla care este încă în evidența primăriei 7,6 litri, pentru generatorii ISU 2,8 litri, motocositorile Roriz 2,0 litri pe oră,
modul cositoare Husqvarna 2,0 litri pe oră. Pentru drujbă, aici o bucată avem, da, o bucată, 0,75 litri pe metru cub. La microbuzul școlar, 14 litri la 100 de kilometri, unul dintre ele, la buldo excavator 10,4 litri pe oră, la celălalt microbuz școlar 16,8 litri la 100 de kilometri. Consumurile s-au făcut prin lucru efectiv. Dacă un microbuz a făcut plinul, a mers de aici, să spunem, până la Petricica, domnul Cărăușu știe că a mai făcut și la alte utilaje, și când ne-am întors, am completat cu motorină și s-a văzut pe la pe scrie în bord. Vreau să întreb domnul Cărăușu, care face parte din comisie, cum o stabili toate consumurile astea? Păi, și fost viceprimar și... Da, domnul Cărăușu, cum să nu vă răspund? Explicați, domnul. Consumurile astea au fost stabilite în mai bine de 14 ani, cât am fost ca și viceprimar. Așa. Ceea ce o și-a explicat domnul primar... Nu, eu așa de a păi nu. Efectiv, vă răspund dacă mă răspund. Se făcea plinul utilajului, de exemplu, autocamion sau camion, basculant. Se mergea în condițiile balastiere. Se încărca cu o mașină de balastru și se mergea la cetățuia, să spunem. Fiind făcut plinul la plecarea din curtea primării, ducând acea cursă, venind înapoi, plinul înapoi. Și se vedea ce consum a fost la o cursă, la kilometri și la ora respectivă. La o drujbă, la o motocostare, nu știu dacă are sens să mai discutăm asta, că fiecare o avem acasă și dăm cu drujba. Nu, 2 litri la oră. Nu, nu, 0,75 metru cub. Aveți o lișă. Motocositoare. Motocositoare, da. Dacă vreți să... Are de rezervoare de la 100 de grame. Corect. Și într-o oră se duce mai bine două rezervoare. N-aș prea. Eu am spus că am lucrat. Da, da. Domnul comisia asta, domnul secretar. V-am scris acolo în dispoziție, uitați-vă la proces verbal. Sub tabel, ce scrie? Sub tabel? Da. Comisia. Nu, ce scrie sub tabel? Și asumăm modalitatea. Păi eu întreb, pronunțat așa, eu sunt consilier și vreau să întreb modalitatea. Așa se face, așa. Dar, de exemplu, de la data, deci dumneavoastră, pe data de 8 a 2022, a stabilit consumurile astea. Deci ați mers în balastieră de pe data de 8 februarie și ați făcut consumurile ca să vedeți cât ce consum are. Domnul Hangana, da. Este acel autocredit, de când eram și eu, ca viceprimar, este același camion de când eram ca viceprimar. Poate s-o fi schimbat o drujbă, că se mai strică. Nu, domnule, vă întrebam. Cum ați procedat? Că ăsta e un proces de la utilajele care noi le-am avut evaluate, noi consumul e același. Dar cum a fost, de exemplu, multicarul și microbuzul, nu le-am avut prinsi. Data trecută. La ultima evaluare, dacă v-ați spus, aminte, în 2016 am făcut consumul ăsta. Și ele se spun că se actualizează în 4-5 ani de zile, trebuie actualizat consumul. Deci aici s-a majorat un consum de la 15% la 25% în condiții de iarnă. Ce utilaj să folosesc de astea, din utilajele astea, iarna ca să mai ai consumul? Primarul, noi suntem obligați să facem consumul ăsta cu condiția din cont. Ei o să ne întrebe, bănesc că iau cantitatea din motorină achiziționată, cantitatea din benzină. Asta înseamnă că nu voie să carbon. Domnul Iurea, dar ai văzut pe domn primar ca să dea dispoziții, că acolo scrie prin dispoziția ordinară. Ați văzut acolo să dea dispoziții domn primar să cosear la motocositoare suplimentare cu 2,5% sau 25%. Nu se poate. Așa cere legea, spre vedere legale. Dar vă dați seama că nu iese conștiu. Poftim? Curtea de conturi a venit sau trebuie să... Trebuie să vină. Curtea de conturi suntem puși în programul de control în anul 2022. Îi așteptăm undeva în primăvară, îi așteptăm să facă control. Și mai o chestie care nu putem lua retroactiv. Deci aici, prin raportul de specialitate, se mărește suma la bulbe excavator de la 120 de lei la 200 de lei. Da, așa, retroactiv de la 1 ianuarie 2022. Adică dacă omul a avut nevoie de bulbe, cum știa el, pe 15 ianuarie, e problemă. Cred că e bine cu spunctul ăsta, o să punem întâi, nu, o să punem, adoptăm astăzi, 12 de la data adoptării. Nu, o să pun așa, de la data adoptării,
dar nu retroactiv. Dar nu s-au luat banii. Nici măcar nu se știe sub care, cred că nu știu dacă au făcut vreo chirie. Nu a fost solicitare. Dar ați înțeles că rațiunea pentru care nu mai e 120, nu? Că nu se mai poate cu 120. Nu se poate, dacă e 10,5% la oră. Dar sunt costuri pe piese. 30 de lei. Dar costuri pe piese, mentenanță și car... Dar problema nu e asta. Problema că noi n-am mărit în funcție de cât consumă la oră. E vorba de valoarea litrului de motorină. Care o consumă la... Deci el tot asta consumă, dar altă valoare. E de 7 lei. E 6,50 lei. Și de la 5 lei, 10 și 10 bani? Au mai fost 6 lei, doamne secretar. Au mai fost 6 lei, dar noi n-am scumpit taxa. Și acum, noi am pus 200 de lei. Tot voi consiliu. Vedeți dumneavoastră că nu vreau să nu de acord. Stabiliți prețurile voastre trebuie să decideți. Domnul primarul a propus 200 de lei. Asta înseamnă că e 200. Dumneavoastră stabiliți dacă sunteți de acord cu 200 sau modificați la 200. Așa e. Așa e legea, de asta e Consiliul. De exemplu, dumneavoastră, ca să te să cer, vreau să văd și eu câte ori s-au lucrat pentru populația comunei Strugari, bundul excavatori. Păi și ați cerut un notiz. Ia notați, domnule secretar. Ți-a cerut notiz aici. Ia notați. Dar hai să trecem la diverse lucrurile astea. Ca să păi trecem la subiectul ăsta. Bine, uite, trec aici. Ce solicitați pentru ședința următoare? Solicit un raport privind încasările de la populație al bundului excavatorului din comuna Strugari. Vreți sumă fiecare om parte sau sumă? Da, fiecare om repartizat. Fiecare 5 ori, 3 ori, 2 ori și 5 ori. Unii sunt o să aveți dumneavoastră când o să vedeți chiar oameni din primăria asta care și-au plătit taxe pentru chirere. Chiar o să-i felicitați? Da. Bine, aștept felicitările anticipate. Mi-au adus chitanțele. Și mie e la fel. Și mie e la fel. Numai pe 2021, da? Domnule, unde au fost închiriatul, am scos chitanțe, ca așa e. Asta știu. Și la Cosmin, și la Dumeanță, și la... Asta știu. La, așa e bine ca să nu fie discuți. Așa e mai bine să fie... Da, o să, în ședința următoare să vă dau informarea asta. Dar totuși cred că 200 de lei mult. Păi dumneavoastră stabiliți acum aici. Am încălzat de piele de cheltuiele, de zăzoar, de peșe, și ulei și astea. Unii găsești acum un bilet, pe hai să nu o dezbatem acum, uite puțin pe așa închiriez mic așa la nivel. Hai să vezi 250, 270. În funcție de capacitate. O firmă făcea cu 80 de lei. Domnule, oricare firmă pe care dumitale o contactezi și plătești la bani în mână și care nu plătește taxe și impozite la statul român, se duce cu 100 de lei. Și cum ăla poate lucra cu 100 de lei după să te lucrăm cu 200 de lei? Treaba lui. Deci plătești, mă, pătărea cu 2 lei și 50. 3 lei și 50. Ia impozit cu 2 lei și 10. Ia fir. Domnule, la primăria plătești impozit pe bani? 50 lei. Plătești impozit bani? Domnule, nu plătim impozit, dar plătim suficiente pentru asistații sociale. Am înțeles, gata. Și bani trebuie să fie. Haideți, haideți, domnul Hangar propune sumă. Domnul Maru propus o sumă. Votați de asta. Principiul majorității este sfânt în democrație. Votați. Noi ne-am bazat pe tot ce se vede prin alte părți la închiriere utilaje. Da, să știți că așa, chiar așa m-am orientat. Dacă, la dacă vă uitați pe SICAP, pe SICAP-ul achizițiile publice. Atunci așa, asta cum îi spune de cărat palastru. Și asta trebuie, pentru că sunt modică, câte era 100 și ceva de 50 km. Păi o să punem acasă și impozite locale. Aici era stringent necesar. Era necesar pentru că e mult mai ozitat buldoi excavatorul și solicitat mai des. Și am zis că până la ședința din mai, când o să stabilim taxele și impozite locale pentru 2023, atunci o să punem toate lucrurile care sunt supuse închirierii. Dar am zis că dacă tot am făcut carburanțe și aveam posibilitatea asta, portița asta legală, să includ chestia asta, din cauza asta. Cum credeți? Noi asta am expus. Puneți un amendament dacă credeți. Noi, asta, noi așa am gândit. Acum, ce să vă zic? Să mă recă inflația, punem 30 de lei. Hai să puneți la vot când... Noi, cel mai bun indicator e consumul de valoarea, prețul care s-a dus carburantului. Noi am stabilit prețul ăsta când era 4 lei litru de motorină sau 4 lei 50 și acum avem 6 lei 70 sau 6 lei 40 de bani, depinde de stații. Deci undeva 40-50%. Dacă este 40%, puneți o diferență de 40%. Deci nu e vorba numai de motorină.
Dacă s-o spart un furtun, s-o pierdut 5-60 kg de ulei. Ăla s-o scupi și ăla. Deci nu e vorba numai de motorină, e vorba de firmă. Costul mașină, terenață, asigură. Reparații. Nu e vorba doar de motorină. Hai să ne înțelegem acum. Nu e vorba doar de motorină. Nu aveți solicitări multe. Păi se strică un pui, mai se strică o tabă. De când să se duci să bucezi degeaba, mai degrabă nu-l mai închilie, să stai în garaj cu asta basa. Scurt. Haideți să vedem cum facem. Putem, domnul Viorel, propune 40%. Sunteți de acord cu propunerea domnului Viorel din mărire a taxei de închiriere? Nu sunt de acord. Eu sunt de acord să scade la 200 la 150 de secretari. Păi nu, zici să nu se mărim numai cu 40%. Nu costă 20. 40% din 48 de lei și zic 120 cu 40%. Să fie 168 de lei cu oră. Asta propunem, nu? Propui tu. Vrem să aprobăm și ceva ce propui. Cum facem? Deci, cine e de acord cu 200? Cine e de acord cu 200 de lei? Ce au propus? 5. Împotriva la 200 de lei sau abțineri la împotriva de 3, da? 3 ore. Nu este sub 250. Nu este. Nu este. Nu există. Nu este. Nu este. E 250-270 cam peste tot, să știți. Și utilajele s-au scumpit și ceva și 5.000 orice. Mai avem un proiect de hotărâre. Următorul proiect de hotărâre reprezintă Angel Salini, da? Proiectul de hotărâre prin modificările HCL 48 din 22-10-2021 referitor la aprobarea cererii de finanțare a devizului estimativ pentru obiectivul modernizare drum comunal de 197 de la kilometru 0925 la 2850 în satul Strugari, comuna Strugari, județul Bacău. Primarul comunei Strugari din județul Bacău, ce propune? Propune modificarea în anexa 1 la HCL 48-2 din 2010-2021, valoarea de referință standard de cost. Adică noi acolo am avut o rotunjire de standard de cost, a fost 1,93. Și trebuia să fie, nu prin rotunjire, trebuia să fie 1,925. Întocmit conform ordinul, că așa prevede ordinul 1321 pe 2021. Adică se mergea cu 3 decimale, nu avea dreptul să rotunjești. Se propune în continuare la articolul 2, aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții și devizul general estimativ al obiectivului, conform anexei numărul 1. Având o valoare de 1,93, ne dă pe total de viz cu 0,005 niște cheltuieli în plus. Și acum lucrăm cu 3 decimale, ne dă altceva. Mă rog. Și am modificat și vedeți jos acolo, scrie valoarea de referință standard de cost pe locuitor, ca așa se cheamă, 1,925, nu cum era înainte, 1,93. N-aveai dreptul să faci majorări. Să credem că asta este singura solicitare pentru clarificări. De clarificări. La vot și de asta? Da. Spunem la vot și... Dacă sunt discuții. Dacă sunt discuții, discutăm, dar nu spunem la vot și la momentul ăsta. Cine este pentru? Cine este pentru? Deci avem toți, da? Și un proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție în modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, unde am propus la articolul 1 se aprobă actul adițional numărul 4 la documentul de poziție conform anexei numărul 1 privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Articolul 2. Proiectul hotărâre va fi adus la cunoștință publică conform legislației. Articolul 3. Hotărârea poate fi atacată conform legii. Noi am discutat cu o parte din consilieri. Practic, ce se vrea prin acest proiect de hotărâre? Se vrea ca noi, ca și localitate, să plătim pentru ceea ce producem. Adică, atât pe transport, cât și
la Ecosud, să bagă în instalații un noi menajer, să nu se facă o medie la nivel de județ, să facă un nivel, să facă un preț mediu de transport și colectare pe ceea ce se adună din localitate. Înseamnă că noi, cu cât o să fim mai educați și o să spunem doar ceea ce este permis în Tomberon, vom avea un preț de cost și ne va costa ca și unitate, ca și UAT, mai puțin față de acei care probabil nu o să fie la fel de conștiincioși. Dar totul depinde de noi. Vor să o scoată să fie responsabilitate pe fiecare UAT în ceea ce privește colectare, transport și ceea ce ține de costuri pe tratare. Eu zic că este un lucru bun. Noi trebuie să ne deplasăm în fiecare localitate, stăm de vorbă cu fiecare om. Să avem răspuns de la cetățeni ca să înțeleagă cu cât mai puțin, cu atât păi ceea ce noi trebuie să... Uite, am scris aici, puțin cu noi, puțin cu și noi trebuie să fim foarte conștienți ca și consilieri, nu? Cu care stăm de vorbă, cu care venim în contact, să-i spunem despre ce este vorba. Că degeaba îl colectez, dacă nu se selectez într-un fel. Nu pot să mă duc. Am întâlnit caz în care erau cu 5 saci de moloz ce au stricat de la casă și mi-a dat telefon că, uite, domnul meu, cu noi. Mă contactez pe cei de la Rompres. Nu pot să iau, domnule, că e moloz. E ce au stricat din casă. Ciment și alte resturi cu gresii, cu faianță. Domnul, la acest serviciu populația acoperă costurile, am discutat-o de fiecare dată. E o problemă la nivel de țară națională. Și în ce privește costurile pentru încălzire și așa mai departe. Nu ai. Deci de asta se face, vor să vină către noi. Adică nu putem să mergem pe avii, să facem un consum mediu și fiecare să plătească în funcție de cât produce. Poate orășeanul se duce și este corect. Se duce și îl pune în tomberoane separat, nu? Și nu duce gresii faianță la tomberon. La noi există modalitatea și mentalitatea asta, că dacă tot plătesc gunoi, o să pun acolo în tomberon ce îi găsesc în curte. Nu se susține din taxe și... Nu, din taxa pe gunoi. Din taxa pe gunoi. Nu se susține pentru că... Ca să fie susținută, cât ar trebui să plătească un... Domnule, ca să fie susținut, eu nu cred că ajunge 200 de lei de familie, de om, de persoană, pentru ca să fie, să meargă pe zero. Adică dumneavoastră vedeți un deficit de câte miliarde la capitolul ăsta? Nu, stați că vorbiți de lucruri diferite. Păi, nu vorbim de lucruri. Vorbim de lucruri diferite, lucruri care sunt. Deci, s-a întrebat să răspundeți. Noi suntem... deficitul și din casare. Acolo e. Înțelegi? Pentru că deficitul nu devine numai aici, bă, ai nevoie. Eu, ca pentru bunii plătitori, ar trebui să ne ducem cu două, asta vreau să zic, să mă duc cu 200 de lei să plătesc bunoiul și să fim sustenabil din punct de vedere al eficienței. Înțelegi? Am înțeles. Dar eu încasez 70%, da? Și 30 rămâne restant. Și aia 30% când te duci la 100 de lei pe... Adică e o diferență în jur de 1,5 miliarde, cred. Adică dacă vrem a spune că ar fi necesar 200 de lei de membru de familie, noi încasăm 94 de lei de membru de familie. Diferența până la... Stați să vedeți. Nu, domnul primar, o să așa. Să plătească de avut la 200 de lei, iar celălalt care nu plătește așa, nu da, plătește, să plătească. Așa, ca să fim pezați. Ca să fim vezabil, da. Corect, da. Un consum și o plată în funcție de ce produci, te aduci cu picioarele pe mână. Zic că foarte clar. Sunt localități care se duc cu cântarul la oameni, da? Și se duc cu cântarul la oameni. Dar nu, eu nu pot să-mi permit. Sunt localități care au cumpărat... Sunt localități care au cumpărat, dar mă refer... Am auzit și eu și am văzut pe la televizor pubele cu cântar, da?
Și sunt electronic urmărite cum e consumul la curent la mine, da? Și atunci el îmi spune, tu rotariule, plătești plus 500 de lei gunoiul și doamna plătește doar 100 pentru că, uite, gunoiul e atât. Adică nu atingem astea, dar stând de vorbă și făcându-i conștiincios cu cei care pun gunoiul menajer, să-i spunem așa, solid, ar trebui să... Aia care nu plătesc gunoiul, sunt și aia care au luat banii din ajutor din călzire, fi... au plătit. Nu, cei care au luat noi de fiecare dată, prin ce, cum a stabilit și dumneavoastră aici, nu a fost niciun unul care, rotariu, să spunem, care au avut bani de luat de acolo și nu plătească, au plătit. Numai că, dacă eu am avut 2000 de lei, sumă de plătit la nivel de primărie, el a avut de luat 1600, luat 800, 900 sau 1000, că depinde și cât a vrut omul, știi? Că sunt și care au fost mai conștienți, bă, da, uite. Dar li s-au tăiat din amenzi și de alte taxe. Și sunt, este salubritatea care el n-a plătit-o, pentru că programul nu prea altfel, da? Trebuie să plătești în amendă. Da. Dar suntem pe colectare bună, să știți. Noi suntem pe voletare bună și datorită venitului care a fost la sfârșit de an, dar luând în calcul că trebuia să fac 6 miliarde, ai făcut 4.800 și ceva, 5 miliarde. Când împar 5 la 6, îți dăm undeva la poate 8, 8 ori 6, 48, cam așa e, 80% din încasări. Nu îi spunem că e... Acolo am susținut. Nu-i spunem, dar nu-i vorba, dacă stai să analizezi, nu-i 80% din total oameni, din total oamenilor de bună credință, vreau să zic. Din total sumă, pentru că tu ai încasat mai mult datorită unor venituri la nivel de sfârșit de an și ți-ai ca valoare, înțelegi, dacă ne iei pe fiecare în parte, în mici detalii, să vezi că nu toți au... Dar s-au mișcat. Încă s-au mișcat din cei care au mari datornici în ceea ce privește taxele impozite. Nu vorbim de cei care au câte 100 de milioane sau nu așa și care nu-i văd solvabili. Nu trebuie să dăm exemple, dar îi știm, au câte 7.000 de lei și au la gunoi de plătit 3.000 de lei. Dar pentru o amendă două nu poți iei așa, iei câte 100, 200, 300 de lei cât poate să dea, niciodată nu se achită cu amendă și nu poți să duci aici la... Poți să faci o altă chestie și te duci la el și te spui, frate dragă, nu, păi poți să-ți mai ridic gunoiul. Dar îl vestim prin alte zone. Punem la vot. Cine este pentru? 10 din 10. La diverse. Cine are întrebări? Domnul Augustin. Să scrie ceva? Domnul Hagan. Vreau să spun, sunt foarte de acord și cu doare cu România. Asta e situația, dar avem stoc de balast pe piatră spate. Nu avem aproape, ca să o împrăștem acum pe drumuri, să vină ăștia cu canalul, am dat banii în ceva. Atunci, putem să vedem din urmă, să spun. Spun, obligăm, uite, mă, fiecare zi la ei, fiecare se facă azi, de bază, facă azi, nu mai faci și bagă unul, nu mai faci. Deci, după ce s-a întâmplat accidentul ăla mortal, 5 de canalul ăla, acum trebuie să mai corect. Asta înseamnă că duce 2030 termină. Nu știu ce se va întâmpla. A dorut, doar am făcut o canalizare, totul e ok, soare, da, frumos, balat, soare, poate să dea la bătea, da, soare. Așteptăm să nu mai ne zic lucrări, ca putem, ai văzut, de voi să avem de balat, să apropo neamțului, avem la apa. Este. Dar știu că e a primăriei. E a vostru. Nu, e a vostru. Mai poți depozita. Așa l-am pus din pizdru, dar probabil nu acoperi și am un cipriar, că vin la aici, da. Deci asta e potrivit din așa, patru unul din ăsta, da. Asta e stăpânsul, eventual să... Ai închiriat un compact, tot după dat cu această zi, atunci... Ar fi ideal. Ca să bani, ca acum să îți arăți să dai ce să ai aia. Nu, prin zonele, noi chiar ne-am orientat. Dacă mergeți la cetățuia, să
la biserică acolo, la biserica ortodoxă, trebuie luat acolo un mal. Trebuie luat malul ăla acolo unde este pusă pubela aia. Pubela aia dispărută de acolo, pentru că nu este locul să întoarcă mașini. Dă-mi voie să văd așa. Așa, pentru că... Ce pubela e pubela asta? Pubela aia în fața bisericii. Dar Ludovic o blocată acolo, care nu știa cui e drumul ăla. Apoi bucățica aia de tapșan, care întorcea mașinile. Eu unul, pe mine femeia m-a înjurat. Problema este în felul următor. Vă zic că e cal chiar la acolo. Ludovic, acolo. Deci tot ce este, drum, este a noastră. Dar dacă e bucățica aia de Islas sau și acolo... Nu ne putem băga pe proprietatea omului. Drumul este a noastră. Deci vreau să rupim bun. Dar cine este proprietarul? Nu e nimeni. Păi, vreau să știți. Nu, no. No, mă refer la... Tot ce este la intersecție, pe unghiul ăsta e mult. Ia mă uite-l acolo. Acolo rup primării, rupt ăla, ca mașinile să poată să întoarcă. Așa. Și-a pus o umbră de balastru. Să mă față la Ludovic, să mai faci malul ăla, dar mai... Dar nu înțelegi că au pus gard? Da, nici și noi întorceam acolo. La accesibilitate, adică cum nu se poate ajunge la biserică, sau dacă vine o sănătare, ceva, adică, se aglomerează. La o zi de sărbătoare s-a adunat mai multe mașini și automat se blochează tot acolo. Nu, am întrebat dacă știți care e proprietarul, dacă este atunci de a venit. Eu nu știu, eu ce-am înțeles, că ați pus în balastic pe el. Ar fi al care stătea aici pe vale cu... La Nea Costică Manta. A, nu, acolo închis, dar este posibilitatea da. Aici în drum să facă, nu? Da. Acolo cum închis. La Tocilă? Da. Deci nu la Tocilă. Casa asta dărăpânată, da. Înainte de fântâna aceea. Nu știu cum îi zice. Dar dumneavoastră știți mai bine. Păi, nu, dacă eu mă uit pe plan undeva, văd să știu. Dacă mă uit pe o parte. Dar dacă înainte de a ajunge pe vale la transformator, spui... E la Mandaran de acolo. Așa, Mandaran. Dacă e la el, o să vorbim cu Mea Titi, ne dă voie să facem acolo, să îndreptăm, să punem balastul. Să punem balastul. Așa. Da. Da. Și tot la diferențe, vreau să două lucruri a mei. Mulțumesc, domnul Vic și primar, pentru lămuriri. S-o dat în chirii, bănuiesc, școala de la Năsuiești, da? La Brampisul ăsta, la firma asta care se ocupă de... Bănuiesc, plătește chirii, că am văzut curentul consumă la școală, consumul curent în rulota aia. Toți banii propun să se iau chirii de acolo și la Năsuiești acolo la școală să fie pus în funcțiune un parc pentru copii de joacă. Că am văzut că în proiectul de Ucel ați prins par de joacă pentru Petricica, pentru Strugar și pentru Răchitie, corect? La toate școlile. La toate școlile, dar și unde nu este, să-ți facă și acolo și la cetățuia o băncuță, o... Deci, cu Brampisul trebuie să plătească. Pentru că iau o grămadă de bani de la Strugar. La firma asta, ieri am intrat pe acolo, pe la eu, am urtărit pereții pe holul ăla, dintr-un hatăl ăla, stați. Și le-am spus și au zis că noi ne vedem afară cu sugatul, nu mai intrăm la masă. Băi, eu am înțeles, intru la masă, am lăsat pe mine, am lăsat pe mine. Nu, domnule, că așa se pișa. Nu te găsești mașa. Nu se pișa acolo în față, băi. În fața geamului. Uite-mă în spate. Uite că este toaletă. Este pe ce, corect. Adică o vezi ce e la maxim. Ieri am trecut de la Ivi acolo și tubul de oxigen, studiază pe acolo, pe afară, au răzămat de timp. Unde e perete? Păi, Ivi, acolo trebuie să fie iarbă frumos. Băi, am înțeles că stau acolo, nu putea să studiază în mijlocul drumului. E bine că avem un spart unde le-am să-și facă treaba. Dar să plătească. Dar să aibă grijă de bunul ăla care e folosit. Acolo este organizare de șantier, ca să înțelegi, trebuie să nu confort și aici. Domnul secretar, organizare de șantier, s-o dat. O semna cineva pentru organizarea șantierului? S-a făcut un contract de chirieri, bănuiesc nou? Trebuie să faci toate diligențele necesare pentru a putea facilitatea de lucruri. Trebuie să putem nota. Eu propun să închidem ședința, da? Mai am o chestie. Păi nu, discutăm, dar să închidem ședința. Dacă vreți, vreau să închidem. Da? Doamna președinte. Având în vedere că s-au discutat tot ce a fost discutat, închidem ședința de astăzi și vă urăm o zi bună. Mulțumim frumos pentru participare.